Amestecul de aur, unul dintre cele mai puternice antibiotice care combat sute de boli, printre care și cancerul. Rețeta următoare este foarte simplă, dar aduce o mulțime de beneficii corpului. Mulțumită proprietăților miraculoase ale acesteia și a culorii aurii, această amestecătură mai este și numită amestecul de aur. Amestecul de aur poate fi un instrument bun împotriva multor boli datorită proprietăților antibiotice ale acestuia, dar s-a dovedit a fi eficient și în infecțiile virale și bacteriene și mai mult este de efect în prevenirea apariției cancerului. Ingredientele principale, turmeric și mierea, sunt motivele pentru care acesta este puternic și eficace. Mai mult, remediul este cunoscut drept amestecul de aur datorită culorilor acestora și este extrem de util în lupta cu multe boli. Când ne gândim la remediile naturale, primul lucru care ne trece prin cap este mierea și turmericul și, pe bună dreptate, acestea sunt cele mai bune remedii naturale antibacteriene, antiinflamatorii și anticancer. Proprietățile diverse pe care acestea le au ajută și la digestie și îmbunătățesc flora roșie. Și mai important, în timp ce medicamentele normale au mulțime de efecte secundare, acesta amestec nu are așa ceva, el doar făcându-te să te simți mai bine, mai sănătos. Ingrediente: 100 g miere organică, o lingură turmeric, o linguriță coajă rasă de lămâie, un vârf de cuțit de piper negru, 2 linguri de oțet natural de mere. Cum se prepară? Mai întâi amestecă într-un bol mare turmericul, piperul și oțetul, apoi adaugă coaja de lămâie și la sfârșit mierea. Amestecă toate ingredientele până ce s-au omogenizat. Îndată ce mixtura este omogenă, o poți pune într-un borcan și o poți depozita în frigider. Ia o lingură pe zi, de preferat dimineața, dacă vrei să-ți îmbunătățești sănătatea, să-ți întărești sistemul imunitar și să previi cancerul. Dacă ai de-a face cu o răceală sau te chinui cu o infecție virală sau bacteriană, trebuie să urmezi următorul regim. În primele două zile ia câte jumătate de lingură la fiecare oră. Următoarele două zile ia câte jumătate de lingură la două ore. După a patra zi ia o jumătate de lingură de trei ori pe zi până ce ai eradicat toate simptomele. Este de asemenea foarte important să știi să folosești cum trebuie această amestecătură aurie, în așa fel încât ea să fie de efect. Când iei remediul, asigură-te că s-a dizolvat în totalitate înainte să-l înghiți. De asemenea, așteaptă câteva minute înainte de a bea orice alt lichid. Unii oameni îl iau la micul dejun sau cu ceai, un mod inteligent de a beneficia de avantajele acestuia. Întinde-l pe o felie de pâine la micul dejun sau pune o lingură în ceaiul tău matinal și bucură-te de efectele acestuia. Dar dacă îl pui în ceai, ține minte că lichidul nu trebuie să fie fierbinte, astfel amestecul își va pierde din proprietățile curative.